Seara, România tremură de frig și de teamă. Mii de oameni sunt prizonieri în propriile localități după ce iarna a pus baricade de gheață pe drumuri. Izolați de lume, sinistrații zăpezilor au dat 4.000 de apeluri la 112 și au așteptat o salvare. 4 dintre ei au murit, dar numărul ar fi fost mult mai mare dacă nu existau misiunile eroice ale echipajelor SMURD și ale elicopterelor Ministerului de Interne. Aproape 30 de oameni au fost salvați prin aer din localitățile pe care zăpada le-a rupt de civilizație. Copii născuți la gura sobei și mamele lor lăuze, bebeluși cu complicații grave sau oameni pe care doar dializa îi mai ține în viață. Naufragiați într-un ocean de zăpadă, oamenii aprind un foc al supraviețuirii și speră să fie văzuți de echipele de salvare. Pilotul elicopterului a observat semnalele de fum și a aterizat. Este una dintre primele misiuni ale zilei. Două mămici cărora le-a venit sorocul în timpul vijeliei au născut în mijlocul nămeților acasă, asistate prin telefon de medici. Da, vreau să ne la acoperi cu folie, te rog. Folie? Folie? După un zbor de 15 minute, bebelușii au ajuns în siguranță în București. Echipajul nu are timp morți și pleacă imediat la un alt caz. În acest moment, alte două elicoptere se pregătesc să decoleze de aici, de la baza din Băneasa, pentru a interveni în zonele în care oamenii au rămas izolați din cauza zăpezii. Vorba de o fetiță în vârstă de 3 luni, operată la vârsta de 2 săptămâni. Vorba despre un pacient în vârstă de 3 luni, un șoc septic, intubat, ventilat mecanic, stare foarte gravă. Ce vârstă are copilul? 7 luni. S-a născut cu probleme? Da. Are probleme la cap. Starea copilului este foarte gravă. De asta s-a și recurs la elicopter în aceste condiții de iarnă foarte vitregă. În mijlocul orașului sau în mijlocul câmpului, elicopterele au preluat semnat moartea. Cardiaci care au suferit infarct, diabetici care aveau nevoie de dializă. Toți au fost salvați prin aer de cele 5 elicoptere ale Ministerului de Interne, dintre care 2 SMURD. În funcție de ameliorarea unor situații, să fie redirecționate pe alte zone, da? Asta avea în vedere Giurgiu, da? Și cele două autostrăzi. 12 misiuni și 28 de oameni până la această oră, dintre care 5 bebeluși. Pacienții, elicopterele duc provizii în localitățile izolate, unde aproximativ 4.000 de oameni sunt rupți de lume. Adăpostul de câini de